Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un career mode genial cu FCSB. Într-adevăr, este momentul acela mult așteptat să o readucem pe steaua, pe FCSB, cum vreți voi să-i spuneți, înapoi acolo sus pe culmile gloriei. Vom, să zic așa, remedia greșelile care le face Gigi Becal în ultima perioadă prin transferuri, mă rog, și realiste, deci vom continua un picuț și ideologia FCSB-ului de a transfera români și a încerca să forțeze pe faza asta de români, dar stați liniștiți, nu o să fie genul ăla de career mode, cum poate mai sunt prin dreapta și prin stânga, numai cu forțăm cu români și nu știu ce, într-adevăr, aia e ideologia clubului, trebuie să o respecti. Dar totodată eu zic, ce greșește Gigi Becali, pentru că alegerea antrenorilor, logic, este desigur că nu mai face ca pe vremuri, mă. Cine ține minte, cred că nu era FCSB, că era Steaua pe vremurile acelea. Bă, frate, într-adevăr, și atunci Gigi Becali avea dâcuri, avea anumite chestii care, bă, trebuie așa, așa, așa să faci, dar el transfera și din afară, îi plăcea ăla, vinea meme, ia fii atent, boss, ia ăla, eu cred că ăla e bun. Și au venit jucători buni din afară, putem zice iconici, cine mai ține pe Piovacari, pe Capetanus, pe jucătorul ăla columbian, acum că îmi scapă numele, de puteau să-l aducă pe vremuri pe Falcao sau pe ălalalt, Dino Moreno, așa cum mi-am amintit. Deci erau momente de genul acesta, dar după care, în momentul de vârf, zic eu, al Stelei, era o idee care, practic, încă și în ziua de astăzi, este folosită de Bayern München. Frate, așa făcea și Steaua pe vremuri, dacă te mai țineți minte. Te uitai, stânea campionatul, și ziceai, ia ce bine a jucat ăla de la, eu știu, CFR Cluj, ia ce bine a jucat ăla de la Craiova, ia ce bine a jucat ăla de la Sepsi. Bă, și îi cumpărai. Îți slăbea adversara și tu cumpărai acești jucători care deja știai că-s buni. Știai că l-a dat nu știu câte pase, știai că l-a dat atâtea goluri. Așa vom face și noi. Într-adevăr, un picuț în FIFA noi, ca și în Football Manager sau alte jocuri, nu știu câte transferuri se vor face aici în Liga 1 România, ceea ce un picuț îmi pare rău. Dar, desigur, vom încerca, vom aduce români, vom evolua și totodată un mare lucru la acest remod, că va fi realist pentru cei care le place acest stil, pentru că, din nou, a fost un vot acolo pe community și m-am întrebat, vreți să fie un remod normal, vorba aia, cum o taie pe mie capul să transfer și să vând, să fie un transfer realist, asta însemnând strict transfer policy. Adică, știți bine, avem acum o fază de astea de transfer stricte, care, într-adevăr, câteodată nu o să fie așa de ușor de negociat anumii jucători, dar cel mai important lucru, că să zic, bă, poate bubuie Florinel Coman sau mai mult ca sigur Popescu și va trebui să-l vând odată și o să am, cine știe, 50 de milioane de euro, cum ar zice Begali, 50 de milioane de euro. Și după care, bă, te vezi cu banii aia în buzunare și zici, gata, îl vreau pe ăla din Serie A, îl vreau pe ăla de la AC Milan, îl vreau pe ăla de la, eu știu, Dortmund. Nu? Pentru că este strict transfer și o să vedeți că jucătorul o să spună că nu vreau să mă duc la echipa ta, chiar dacă îmi dai nu știu ce să le chiar dacă poți plăti jucătorul respectiv, pentru că nu va vrea să vină într-o ligă ca Liga 1 a României. Deci, da, va fi fain, va fi interesant, vom și vinde jucători, nu-i voi păstra, că așa pot să zic că îl păstrez pe Octavian Popescu până la capăt, că știu că Bube jucătorul ăsta evoluează. Depinde cât de mult joci. Odată l-am văzut la 85, odată l-am văzut chiar și la 90 overall. Știu că Bubu e jucătorul ăsta, știi? Și poți să-l ții de el, dar așa, parcă unde-i distracția, știi? Bă, vine o echipă mare, nu știu ce, că în realitate, șeful, vreau să plec, ia uite așa, ia uite cât oferă, du-te, bă, hai că luăm altul, și așa mai departe. Bun, hai să trecem, desigur, la treabă, dar totodată așa aprecia foarte, foarte mult dacă și voi ați da click chiar acum pe acel buton de like. Hai să strângem, eu știu, 250 de like-uri. Hai că se poate și știu că se poate. Dați click chiar acum și, desigur, hai să facem asta o serie zilnică. Știu că am început greu seria față de voturi și m-ați așteptat și vă mulțumesc pentru cei care m-ați așteptat. Am avut niște chestii și, da... Hai să o facem serie zilnică împreună cu 7 Days to Die. Bun. Primul lucru, hai să ne uităm peste echipă, să vedem ce vindem, ce dăm loan. Un lucru foarte important o să fie ăsta de loan. Bun, eu zic că Straton e momentul să plece, că așa îl păstrez pe Vlad și respectiv pe Târnovanu.
care va fi interesant pe care să joc. Totuși, Târnovan e mai tânăr, 21 de ani, Vlad și el 22 de ani. Nu știu exact evoluțiilor, dar ce-i drept, în ultima perioadă nici mă prea uit pe acele site-uri de evoluții, că jocul acesta chiar a făcut un lucru bun în career mode cu o chestie de evoluție, indiferent, contează ani. Și de multe nici vârsta, mă rog, slash ani. Nu mai contează faza aia, că bă, ia uite, jucătorul ăla are 19 ani, dar scrie pe site că are potențial mai de 65. Și într-adevăr, numai 65, nu? Acum ăla poate să bubuie, v-am arătat, desigur, într-o serie foarte veche care, din păcate, nu prea a prins. Știți, când am luat foste speranțe ale fotbalului și am zis, hai să vedem cât de departe pot ei să ajungă. Era Embolo, parcă la potențial de 77 sau nu mai știu, 82. Și am ajuns cu el aproape la 90. Deci, da. Nu știu exact aici cu Târnăvan sau Vlad ce voi face. Poate că n-ar fi rău să-l păstrez pe Straton și să-l împrumut pe Vlad. Poate eu știu, bubuie pe undeva la vreo echipă și atunci mă bazez pe Târnăvanul. Sau să joc cu Vlad și atunci Târnăvanul să fie titular. Încă mă mai gândesc. Hai să vedem în rest. Îl mai avem aici pe Șerban, care cred eu că cel mai bine ar fi să-l dau în loan. Uite, așa, loan listed. Îl avem pe Radunovic împreună cu Panțiru pe LB. Mi se pare chiar ok. Doi jucători foarte buni. Ajutăm totuși astea. Uite, Panțiru 79 pace. Radunovic cât are? 77. Într-adevăr, ca și pace, nu-s genial, dar nu, totuși suntem legate a României. Hai că fie, știi? Bun, Vinicius venit de la CFR. A avut un sezon care... Da, parcă mă așteptam. Eu știu, urmăresc CFR Cluj, este vorba aia, orașul cel mai apropiat de mine. Pot zice că cumva țin cu acea echipă. Și da, când am văzut că merge la FCSB, parcă știam că o să se strice și o să strice Becali. Și hei, ce surpriză, chiar asta s-a întâmplat. Bun, mergem pe departe. Cristea e bun, rămâne cu noi. Miron, parcă de curând ce am aflat că Gigi Becali ce l-a certat și nu știu ce s-a întâmplat pe acolo și și-a rezilat contractul cu FCSB, că oricum mai erau numai câteva luni și s-a transferat pe undeva prin Israel, acolo unde a fost Tamaș, dacă rețin corect, pe la Haifa. Foarte tare transferul. Serios de nu. Și uite-le aici pe Crețu, care la totuși 32 de ani încă 83 pace, bro, genial. Și aici, what? Haruț, împrumutat la Botoșani, why? Hai tu înapoi, bă, nebunule, care ești tu nebun. Mai degrabă îl vând pe Achim, nu mi se pare nicicum. Da, îl vine pe Achim, Crețu mai rămâne cu noi, că totuși pace-ul e chiar cool. Până mai găsesc o soluție acolo. Ăștia îi voi lăsa, împrumutați mai ales ăsta, Nedelcu la Viitorul. Mă, știi ce? L-aș putea chema înapoi pe Nedelcu și să fie pe CB împreună cu Cristea. Chiar dacă prima oară mă gândeam să-l lăs la Farul, că mi se părea un loan foarte bun, haide că facem o schimbare și-l facem CB și o să jucăm pe Nedel cu CB acolo. Perfect. Bun, aici l-avem pe Perianu, care l-am pus să învețe o nouă poziție de RB, 62 overall. Știți voi, are potențial, mă gândesc, e tânăr, 19 ani. Îl vedem aici pe Shoot, care desigur va fi KM. Popescu, care din nou ăsta o să-l fac KB. Am văzut că foarte repede face KB față de KM, ceea ce mi se părut un pic ciudat, dar hei, e Juma din nou KB, am și uitat de ăștia. Că am pregătisem ăsta Crimodul cu FCSB un picuț din timp și după care a intervenit ceva, de aia n-am putut să filmez și uite că acum văd că ia uite Juma, l-am pus pe el pe KB, că în cât, una, două, trei minute, pac, e KB și o să fie un jucător bun, dar interesant este că am vrut să-l fac KM, cum scrie așa acolo, CDM KM, dar hai, haideți că vă arăt de ce te povestesc. Și CB e în două săptămâni, câte bine vedeți, și dacă vreau să-l fac KM, 36. Gen, wow! Și pe ce m-am uitat la stats-uri? Bă, passing 5-7, shooting 5-5, high shooting, înțeleg. Dar passing? Într-adevăr are acolo short și long passing, 66-67, dar resti varză. Bă, cei de la FIFA nu s-au uitat cum joacă Juma, bro. Ăsta are niște poze foarte faine. Na bun, pe Dumitru lăsăm la Argeș, chiar că e un loan bun.
Wilder rămâne cu noi, Olaru așa, Ion îl rămâne loan, Tănase logic, am să vedem dacă vin oferte, chestii, trestii. L-avem aici pe unul Alexandru Musi, Musi, chiar că sună haios numele. Bun, așa, Coman, desigur, Burlacu, care încă sta pe gânduri, poate un loan, poate un ceva, îmi place, n-are shooting, n-are pase, n-are dribbling, n-are fizic, are numai un 7-6 pace. Și deja la 24 de ani, mi se pare cam meh, da. Cheșerul la 34 de ani, încă are niște statistici superbe, sincer să fiu, dar având în vedere că în realitate nu mai e cu clubul, ar trebui poate și eu să-l vând, ceea ce îmi pe cu Stristuc, că mie chiar îmi place Cheșerul și m-am bucurat, eu că și să zic un fan CFR, m-am bucurat când am auzit că vine înapoi în România și la FCSB așa ca pe vremuri. Numai după aia să văd că cum și-a bătut Gigi Becali joc de el, ceea ce iarăși mi-a părut foarte rău. Că știu că are o calitate foarte bună acel jucător și știți bine și în Bulgaria, că zici Liga Bulgariei, bro, că Liga ta României e mai bună. Da, da, nu, nu te contrazic, dar totuși a dat goluri, adică sunt mulți jucători care se duc în alte ligi, să le zic, accesibile și nu mai auzi de ei, nu? Adică te-ai gândit că, bă, că Stanciu a plecat în China. Bă, face și omul un bănuț și stai să vezi în China ce le bubuie, că Stanciu chiar e șmecherie pe vampirie, dacă știi cum zic. Și n-am mai auzit de el veci. Nici nu știu. Nici nu știu dacă a jucat, nici nu știu. Da, bărnu, ce se întâmplă cu el. Bun, vine o ofertă pentru Straton. După care am zis că el împrumut pe Vlad și îl vând pe Straton. Ia uite că a venit de... îl păstrez pe Straton și îl împrumut pe Vlad. Dar ia uite că vine o ofertă bunicică aici pentru Straton, care totuși la 31 de ani. Adică vom negocia cu Valenciennes. Cred că e Liga a doua, France. Bă, frumos transfer, să fiu sincer. Hai să vedem... Oare puteți să-mi dați 500.000 de euro? Nu cer mult, Per. Nu cer mult. Per va e cotat la 300, eu cer 500. 350, oare expiră contractul? 400. Hai, dăm încă 50 de milioane plus, pentru că în acest remod contează fiecare bănuț. Și zice omul, sigur, look, I understand, te înțeleg. Bate în palma 400.000 de euro pentru Straton. Și l-am vândut pe Straton, asta este primul nostru transfer, a fost Straton, desigur, am mai avansat puțin în timp să-și facă treaba și scouterii noștri. Hai să vedem aici, desigur, ce avem noi pe moment. Desigur, mai este o grămadă de jucători la care trebuie scout și respectiv stăm după ei. Ia uite așa, stop scouting, bine, sunt unii care știu că nu o să pot să-i transfer așa direct din start. Dar așteptăm și vedem, desigur, vreau să fac așa, cea transferul, nebune, nebunie, poate câteva reveniri, știi, să zic ea că îl iau pe, eu știu, Mihailă și îl aduc înapoi în România și aia ce bine joacă, hai că restartăm cariera și după care, desigur, dacă vine ofertă bună așa direct din start, bă, sigur, cum vă ziceam, vreau să fiu un remod frumos și într-un anume fel realist. Bun, hai să vedem, oare ce am avea nevoie? De un sâtă, așa? Am avea nevoie de un atacant. Azi, ce atacanți avem? Drăgușe că la scout, Markovic, hai, încă nu, noi am dat scout. What? Ah, la Colic am avut scout și la ăla nu? Interesant. Na, bun, poate că mă așteptăm puțin. Hei, Alibek e free agent. Hei, Alibek, ce ai zice de o mare revenire la FCSB, bro? O, ei, de capul meu, încă ți-mi minte ce l-a urit pe Calic prima oară grăvit la FCSB și după care, ai de capul meu, mai că nu l-a aruncat cu, așa în șuturi afară din club. Doamne, săracul. Na, bun. Și ăsta ar fi fain, rare și Lie de la Rapid ar fi un superstar. Mai lăsăm puțin băieții să-și facă scoutul și vedem. Pe altă parte, acum ce mă gândeam, că eu l-am pe Coman ca și atacant în momentul de față. Într-adevăr este și acest Stoica, care oricum l-am pus să fie RV. Mamut nu tare îmi place, de-aia cred că o să-l și pun, nu știu, l-aș pune transfer list, dar încă nu știu. Parcă nu mă lasă sufletul să-l pun, nu știu de ce.
cashierul comerț transferiște, bă, mă gândeam, hai să-l fac pe Florinel Coman, ST, că știu că acolo el scrie că e LVST și în momentul de față l-am pus ca și ST, știu că am avut un cărmut că l-am pus ST. Ai, da, cred că de asta nu l-am pus ST atunci când am făcut prima oară echipa și shortlist-ul, că îmi zice că în 36 de săptămâni acest jucător va putea juca pe poziția de ST. Și dacă vreau să-l fac RV, 2 săptămâni. Dacă vreau să-l fac KF, 2 săptămâni. Dacă vreau CAM... Ha... Pe CAM, unde-i Tănase? Să fie Florinel Coman, CAM! Mamă, jocul ăsta e dubios. Cum ar arăta Florinel Coman, CAM? Oricum îmi place care e acum, văd attacking work rate medium pe atac și low pe ăsta, pe defense, dar bine, asta le mai putem schimba noi din training, cred că lăsăm ST. Și Tănase, dacă ar fi să te fac pe tine ST, nu prea ai tu pace-ul să fii ST, dar hey, adică ești KF de pe KF, mă rog, pe cam KF slash pe ST, 288 de săptămâni. Da, lăsăm așa cum e. Lăsăm așa. Și despre asta vă vorbeam. Uitați-l aici pe Florin Niță, care desigur m-ar fi tentat așa să-l aducă România să joace un sezon 2. Poate, într-adevăr, în mare minus e vârsta lui, 34 de ani. Dar, într-adevăr, te pune și în FIFA 78 overall. Se vede că și în FIFA, dar și în realitate, e un jucător de top acesta. Și da, ia uite, this player isn't willing to move to a league that isn't competitive enough for his skills. Deci acest jucător nu vrea să se mute într-o ligă care nu este destul de competitivă pentru abilitățile sale. El fiind la Sparta Praha și aici FCSB, dar într-adevăr, îl înțelegem. Mergem mai departe, e Balotelli. Cât de tare ar fi fost asta să mă aduc pe Balotelli în România. Dar din nou spune același lucru. Și Tătărușanu, vreau acolo mare revenire lui Tătărușanu. M-a ales chestii chiar ieftine, uite, 800, dar într-adevăr 35 de ani. Știi, nu le-au pe Niță la 34, le-au pe Tătărușanu la 35. Dar era ideea cu tătă, știi, super tătă faze. Într-adevăr, un lucru sunt foarte curios este că odată ce tot joc, cel puțin în Football Manager, știu că tot dau exemplu Football Manager pentru că este un joc incredibil de realist din acest domeniu, se vede la fiecare final de sezon o fază de coeficient, coeficientul clubului, cum crește clubul pe acea listă a cluburilor, știi, în rank, și totodată și Liga I a României, cum crește, care știți bine, asta contează cum joci în Europa, cum joci așa, cât de departe, bla bla, și aia te ajută totodată să se schimbe câte echipe joacă în Champions League, în Europa League și în Conference League mai nou și desigur faze de alea cu baraje și nu știu ce din turul 3, 2, 1 sau cum, ce, cum joci. Bine, asta știu că nu e aici în FIFA, care cer prea mult de la cei de la FIFA cu aceste chestii, dar da, ia uite, nici Maxim nu vrea să vină, Mitriță la Armenia Bielefeld. Oho, prima ligă din Germania. Frumos transferul, băi, Mitriță, mă, nene, mă. Dar ia uite, aș fi putut să le iau pe Răzvan Marin 4 milioane, dar nu pot să le iau, bro, că nu vrea să vină. Și îl înțelegem, Cagliari, de ce să vii tu din prima ligă a Italiei aici la noi? Amu pe Denis Man. Haide, bro. Come on, bro, știi ce zic? Ah, bă, vreau marea revenire lui Kirikesh. No! Ah, ce nasol, ce nasol. Și uite, dacă dau proștul bai, da, fantastic. Chiar am vrut să-l transfer pe Kirikesh, bro, pe bune. Ah, asta să fie un picuț, da, asta să complice totul și să facă totul, desigur, mai realist, dar și mai greu. Uite că, de exemplu, Moruțan l-aș putea lua. Bine, zice că echipa n-ar vrea să-l vândă, dar ia uite, dacă plătesc release clause-ul, pac, vine la noi. Știi, deci și anumit jucător care n-a, totuși Galatasaray chiar e peste FCSB, hai să zicem așa. Ia uite, din nou, ia uite, un diav din Liga a doua, n-am, într-adevăr, e Schalke, hai că totul scot aici. Da, vedeți, asta o să fie, să zic așa, provocarea seriei. Un picuț mi se pare ciudat aici ca Sorescu să zică același lucru, având în vedere că este la o echipă numită Rakov Kzeskhtohkova.
Częstochowa. Mă rog, prin Polonia, logic. Am, să fiu sincer, Liga Poloniei poate e mai bună ca Liga 1 a României, dacă te uiți la valoarea jucătorilor și la mare și la echipele de top, dar totuși echipa asta care de-abia ai pronunțat numele nu mi se pare o echipă așa de mare, mai ales nu este peste FCSB, să zic așa. Deci, da, fii atent ce chestie, așa ceva. Dar, într-adevăr, totul va fi mai greu, totul va fi mai interesant cu acest lucru, desigur, și m-ar tenta să le apă Alibec, dar la 30 de ani, minuni, chestii, trestii, nu știu ce să zic. Într-adevăr, l-aș putea la... dar chiar, stai un pic, acum că l-am făcut pe juma CB, nu? Că și-a schimbat, da, este CB, care mai bun, Cristă sau Juma? Sau... Juma sau... Juma e mai bun decât Nedelcu. Ar fi wide. Da, ia uite, aș trebui să-mi cumpăr un jucător pe ăsta, pe KM. Bine, până când o să-l poate reprofilez pe shoot sau pe wide. Dar și ăștia doi par așa destul de, să le zic, slăbuți. Haideți că transferăm aici un mare jucător. Am vrut Kirikes, știi, am vrut o fază de aia. Bă, Kirikes, revine Liga întâi României, nebunii. Dar dacă stai așa să te gândești, tocmai și faza e și chestia realistă, știi, că bă, de ce să vine Kirikes de la Sassuolo, pui mei, în România, știi? Chiar mi se pare logică și realistă faza asta, deci, da, voi ați ales să jucăm un career mod mult mai realist, ia uite că asta facem și asta și ni se întâmplă aici, ce chestie. Asta îl zdob, n-ar fi rău, ia mățam, pot să le iau. Ah, dacă plătesc release clause. Oh, dar joacă pe Livon, de joacă Tavi Popescu. Dar poate l-aș putea reprofila pe alte poziții. Iar n-are strength, stamina, e destul de slab, jumping. Dribbling cost, finishing e foarte rău. Short pass 66. Da, poate ca și un cam dacă ar vrea să fie, da, Miramaș. Paul Anton. Ia uite, un cam destul de solid ăsta. Mitra, nu, stai un pic că știu că era un jucător bun pe KM sau era CDM, nici nu mai știu. Totul bolț. Da. Ar fi interesant Albu de la Rapid. Eu sunt super jucător, dar într-adevăr este chiar se vede că este mai CDM cu sliding tackle, n-are finishing, n-are dribbling. Dar oare ar putea să fie el KM? Nu știu, la 27 de ani, oare cât de repede s-ar schimba poziționarea sa. Nu știu, dar m-ar tenta destul de mult să-l cumpăr pe acel jucător sau să-l cumpăr pe acest buzniac. Ia uite că are cea stats-uri faine, ia short passing, tot. Gojak îl cheamă. Bulat ar fi fost mai mișto, dar desigur, ia uite că zice că de-abia ce s-a alăturat acele echipe. Currently on loan și da, asta e cam strică treaba. Asta e bună. Budescu, fiți atenți, Budescu spune, bă, nu vreau să mă transfer într-o ligă care nu este destul de competitivă pentru abilitățile mele. Bă, pulă, ești la voluntari, ești în aceeași ligă cu mine. Ok, asta a fost mega funny. Doamne. Bă, Ciobanu totuși, Ciobanu chiar ar fi un KM șmecherie. Hai că-l cumpăr pe Ciobanu. Știi Ciobanu? Becali? V-ați prea? Că parcă. Oh, ia uite. Club is in build to sleep. Deci doar dacă plătiți release clause-ul. Stă un pic scump, dar... Hai să vedem, deci... în momentul de față este cotat la 2.4 milioane, release clause de 3.7. Nu e așa rău. Nu e așa rău deloc. Ok, cum ziceam, avem nevoie și de atacanți. Haideți să luăm pe Drăguș. Îmi place că pe Drăguș pot să-l cumpăr de la Standard Liege, care mi se pare, bă, o echipă clar peste FCSB. Adică stai să vezi poșa dacă s-ar întâlni, eu știu, undeva prin Conference League, Europa League, să vezi ce meci ar fi acela. Dar,
Hai să vedem. Se pare că Drăguș ar fi interesat. Ar trebui un jucător pe LB, se pare că fullbacks. L-aș putea da pe Achim sau Crețu. Nu, pe Crețu cred că o să forțez, așa să zic, să scot niște bănuți. Și atunci vi-l dau pe Achim și 1500 ar fi 2 milioane per total. Ce ziceți? Oh, nu vi-l trebuie pe Achim. Am înțeles. Na bine atunci, hai să dăm 2 milioane bani jos, bani jos, cash, money. 2.250.000, vedeți? Mă scuzați, a sunat telefonul. Deci, da. Vedeți aici, afaceri, nebunii, m-a sunat Becali, știi, m-au zis că sunt în Belgia, aici negociez cu Standard Liege și m-a sunat Becali direct pe numărul personal. Băi, băgăbuntule, ce cauți tu în Belgia? Bă, șeful, da, am venit aici să-l cumpăr un atacant, că știți că ne trebuie atacant. Bă, bolundule, băi, halero care ești tu, băi. Știu că nu-i fac vocea foarte bună, dar am să exersez și o să mă fac mai bun. Bă, halero, eu ți-am spus, ne trebuie un atacant, ne trebuie un atacant bun, român, veritab, bărbat, bă, dacă știi cum zic. Bă, da, bă, Becali, am venit după Denis Drăguș, e român. N-a zis așa. La un timp chiar mă pricepeam să-i fac vocea, mă ia că-s cam varză. Dar ideea e clară, ați înțeles, facem o mică glumiță, nu trebuie noi să fim perfecți. Hai să vedem. Nenea Denis Drăguș, sper să nu te insult cu oferta pe care am să-ți o fac, dar mi se pare o ofertă foarte corectă venind din Liga I a României. 6.000 de euro salariu față de cât ai acum, 4.6, și 250.000 la semnătură. Da, reasonable offer și bătem palma. Primul transfer la FCSB este Denis Drăguș, care mi se pare un jucător chiar foarte solid, chiar și în realitate. Ar trebui să facă un loan, un transfer și el în realitate să se ducă pe undeva să se regăsească pe undeva la o echipă unde să joace. Și da, hai că-l punem, ia uite așa, repejor. Încă nici nu știu, poate lăs pe Coman, Drăguș va fi așa o rezervă. Ideea este clară că bine că avem un atacant și este desigur și român, deci merem tot pe aceeași filieră. Aș fi dorit să fac un transfer mai bomb așa în primul episod, dar ați văzut, Chiricheș nu, Tătărușan nu, ăla nu, ăla nu. Deci, da, e un picuț mai greu și cred că asta va fi și șmecherie pentru episoadele viitoare. Mai greu, mai realist, poate la unii nu o să vă placă că ați fi vrut și voi ca și mine un Chiricheș, o nu știu ce, o revenire, o fază, dar asta pe de-a lungul drumului va fi tot mai greu. Tot ce sunt curios, că știu că am încercat odată când eram cu Real Madrid, dar a fost doar 2 episoade, mă dusesem la Dortmund, n-am jucat așa de mult la Dortmund, să fiu sincer, nu mai știu exact de ce n-am terminat acel career mode, că era cumva în timpul sezonului când m-am mers de la Real Madrid, bla 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 bla. Și am dat de această fază unde la Dortmund m-a enervat mult că nu puteam să cumpăr nimic. Și vorba aia, totuși sunt Dortmund și nu pot să cumpăr anumit jucători care, hei, e Liga NOS. Mie mi se pare că Bundesliga este peste Liga NOS. Știi ce vreau să zic? Și nu puteam să fac transferul acela. Nu știu cum va funcționa aici cu o echipă mai mică, cu FCSB. Sunt foarte curios și da, poate asta ne va și forța să luăm anumiți jucători, să evoluăm și, desigur, da, chiar sunt curios. Chiar sunt foarte curios cum va evolua acest career mode. Mă bucur că este o provocare, mă bucur că ați ales să fie asta așa mai strict și mai realist. Sper că o să vă placă și vouă și da, acesta a fost primul episod. Un picuț mai lung, un picuț mai așa și așa, dar stați vă liniștiți că în episodul viitor facem treabă mai bună. Numai bine, pa, pa!